Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu informația despre un airdrop care va dura undeva încă 2 luni, în care se vor repartiza gratis 17.500.000 de dolari. Deci dacă doriți să participați la repartizarea airdropului dat, trebuie să vă înregistrați după linkul care este sub acest video, unde se deschide un site pe care trebuie să apăsați pe Signup, unde se introduce e-mail-ul și nume-prenume. Puțin mai jos este un buton că nu sunteți robot și apăsați pe Signup. După ce ați făcut acest lucru, intrați în e-mail, unde apăsați pe inscripție Click Here. După ce nimeriți în interior și deodată o să aveți un punct, ideea care că îndeplinind diferite sarcini, acumulați puncte. Deci fiecare sarcină alături are indicat câte puncte poate să vă dă dacă o îndepliniți corect. De pildă, citiți, eu știu, începeți de jos, de pildă, prima sarcină, să adăugați portofelul Ethereum, deci trebuie să aveți înregistrare în careva portofel Ethereum, principalul să nu fie de la burs. Deci este MyEther Wallet sau MetaMask, cele mai răspândite portofele. Intrați, faceți înregistrare, dacă nu aveți portofel, după ce copiați portofelul și îl plasați aici. Și apoi apăsați pe Submit. Cu verde pare, înseamnă cu succes, la 1421 trebuie să adaugi 100 de puncte. Deci s-a adăugat 100 de puncte și respectiv m-am ridicat puțin mai sus. Deci sunt pe locul 1307 din toți oamenii care participă la concursul dat. Deci în dependență de ce loc ocupați, proporțional, primele locuri, primele 10 locuri care ocupă, cine va ocupa primele 10 locuri, fiecare. Deci o înregistrare, un cont. Nu faceți mai mult ca să nu fiți blocat. Va primi, de pildă, 25.000 de dolari în monete. Sapien. Deci ce înseamnă monetele acestea? Deci monetele acestea vor fi folosite pentru a pune note la diferite afaceri online. Deci diferite să spunem așa, ranguri, este rating, nu știu cum dacă este în română așa cuvânt. Deci, de pildă, sunt 3 magazine. Fiecare pune nota lui, de pildă. Unul sau poate prim magazin are producte sau de servire pe nota 7. A doilea, de pildă, pe nota 5. Altul, a treilea de pildă pe nota 10. Așa fiecare oameni de pildă cu moneta dată va putea pune aprecieri la diferite persoane sau afaceri. Prin asta e interesantă moneta dată. Deci ca să nu trebuiască să o cumpărați, mai bine participați în acest airdrop și o să o aveți gratis. De pildă o să vreți să faceți un careva concurs să vă aprecieze, eu știu, cine are afaceri sau, de pildă, aveți un cont în Facebook și vreți să vedeți ce cred oamenii și ei vor folosi, de pildă, moneta dată ca să vă noteze. Cineva vă pune, eu știu, 7, altul 8, altul 10, altul. Deci, după careva clasificare, în final, se primește o careva notă medie. La fiecare om va fi. Deci, în curând, fiecare om va avea, dacă va avea amploare, răspândire moneta dată. Deci asta este ideea. Deci o să intrați pe internet și o să vedeți de pildă lângă careva denumire nota 4 întreg 7 de pildă, la alt site de pildă 8 întreg 5 și așa mai departe.
cum sunt diferite agenții de rating. Așa va fi cu moneta aceasta. Deci, alegeți pe urmă următoarea. Se deschide, citiți atent ce se scrie în condiții ca să nu fiți blocați. Sau, deci pe urmă toate aceste sarcini vor fi verificate înainte de a fi repartizate. Ce faceți tot corect? De pildă, aici ea trebuie de făcut un like și un comentariu în Reddit. Aici trebuie făcut un like. Deci, ideea cred că s-a înțeles-o ca să nu fac prea lung video. Deci, citiți atent ce se spune. Îndepliniți sarcina și apăsați pe Submit. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.